Frați și surori, haideți să deschidem Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 16. O să dăm citire de la versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 1 în jos. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatei. În ziua din întâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă vă face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri la voi, sau poate chiar voi erna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți protivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Să-l petreceți în pace, ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum, va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus în tot în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ustenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-a răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar, să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate, Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unei altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatemă. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin. Frați și surori, este ultimul capitol din Epistola către Corinteni. E un capitol scurt, un capitol simplu, niște îndemnuri simple, pe care mulți le înțelegem foarte bine. Cu toate acestea, am vrea ca în această seară să ne oprim, ca de obicei, la capitole pe care le-am citit, nu înainte de a aduce, a reaminti ce s-a vorbit data trecută, și anume din capitolul 15, despre învierea morților, pe care Sfântul Pavel o socoate foarte importantă pentru biserica care este în Hristos Iisus. Corintenii aveau multe, să zic așa, lacune sau scăpări în adunare, probabil că aveau și oameni care influențau negativ, ca totdeauna, peste tot sunt. Și în capitolul 15, Pavel ne spune o altă întrebare pe care o aveau ei și pe care i-au scris-o lui Sfântul Pavel. Dacă vă aduceți aminte de la început sau când am vorbit de capitolul 8, 9 și 10 din 1 Corinteni, am reamintit că Sfântul Pavel, primind o scrisoare, probabil de la Ecloi, capitolul 1 este scris, i-au dat câteva întrebări pe care ei le aveau în adunarea lor și zice, noi avem nevoie ca tu să ne lămurești anumite întrebări. Și unele dintre întrebări erau darurile, altele erau cum să căsătorească fecioarele, capitolul 7, alte era capitolul 8, 9, 10, cum să ne purtăm, că unii se duc în templu de idoli, mănâncă, nu țin cont de alți frați mai slabi, alții depindeau mult de liderii lor, da? Îi socoteau că dacă nu-i Sfântul Pavel,
în adunarea noastră, alții ziceau, nu mai este, Sfântul Pavel poate să nu fie, dacă nu e Apollo, capitolul 1 la 4, vă aduceți aminte, adică aveau diferite întrebări, diferite neînțelegeri între ei și uneori chiar ajungeau și la ceartă, spune Sfântul Pavel, spune Epistola către Corinteni, capitolul 1 la 4, chiar aveau neînțelegeri. Sfântul Pavel scrie pe rând și o altă întrebare care o aveau ei și care îi afecta foarte mult în biserica din Corint era capitolul 15, că era vorba din vierii și nu că Sfântul Pavel zice, des vă mai scriu din vierii că nu prea știți subiectul ăsta, dar uitați-vă cum în capitolul 5, versetul 16, care era întrebarea lor? Sfântul Pavel spune, căci dacă nu... versetul 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Deci erau în biserica din Corint frați, probabil surori, nu știu, dar erau oameni siguri care ziceau, băi, e bine să propovăduiești învierea morților, dar morții nu înviază. Sfântul Pavel zice, dacă nu este învierea morților, versetul 13, nici Hristos n-a înviat. Și arată în capitolul 15 ce înseamnă ca unii din oameni să se îndoiască în învierea morților. Zice, voi dacă vă îndoiți că morții nu înviază, atunci degeaba ne mai întâlnim, degeaba propovăduim, degeaba, dacă o să citiți mai jos, degeaba mai suntem prigoniți, degeaba mai iau bătaie, degeaba mai risc viața pentru Evanghelie, noi suntem găsiți mincinoși. Deci, frate și surori, cine am adunat în seara asta dacă morții nu înviază? Și Sfântul Pavel, către sfârșitul capitolului 15, le explic, zice, frate, dați vă explic un pic cam cum vor învia și morții cu siguranță învie, pentru că Hristos a înviat și noi vom învia. Și la sfârșitul capitolului 15 le arată cât de frumos Dumnezeu a organizat totul în Hristos, cât de frumos va fi la revenirea Domnului Iisus, și anume că morții vor învia. Și toți în seara asta ar trebui să știe, și numai să știe, dar să-și pui la inimă aceste lucruri, că morții învie și acest gând, această convingere ar trebui să facă o schimbare în viața noastră. Ar trebui să ne afecteze cumva, pentru că dacă nu suntem gata din învierea morților, pentru că ea va fi, indiferent dacă ne place sau nu, ne va afecta. Și ar trebui ca această convingere a noastră să ne afecteze întreaga viață, să ne pui pe gânduri, zic că, Doamne, învierea morților va fi, dar sunt eu gata. Și Sfântul Pavel arată ceva ce ar trebui ca ei să se încurajeze. Și la final, cum o citiți, fratele Viorel, zice, de aceea, prea iubiții mei frați, versetul 58, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că ustenia voastră în Domnul nu este zadarnică, pentru că învierea morților este. Și va veni o răsplată pentru fiecare din noi și toți care cred în învierea morților să nu se obosească slujând lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pe fiecare ni va răsplăti, cum scrie și în Matei, zice, la sfârșitul veacului, Domnul Iisus va îngrămădi și pe capri și pe oi, alții la dreapta, alții la stânga, și va judeca și va răsplăti fiecăruia după faptă. Și nu numai atât, dar la sfârșitul veacului zice că ne va răsplăti și pentru orice cuvânt folositor sau nefolositor pe care l-am fi rostit. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne pregătim de viața veșnică, ca în credința noastră, care o credem în învierea morților, să ne miște, să ne facă să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să slujim mai mult pe Dumnezeu și să nu ostenim nicio dată, și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Frații mei, dacă vreți să vedeți diferența între un creștin și un necreștin, nu se vede totdeauna la modul exterior. Se vede dacă omul crede în înviere sau nu crede. Pentru că dacă aș lua o femeie în vârstă care merge la o altă biserică, să zicem, tot are fustă și batic, și țiganii tot îmblă și în fustă și batic, în general vorbind, nu zic că nu sunt excepți. Și după aspectul exterior zici, băi, și aici este creștin, și aici este creștin. Dar nu e așa, nu totdeauna după aspectul exterior îi cunoaștem pe creștini.
aspectul interior și anume credința care o are omul în sufletul lui. Și mai exact, dacă crede în învierea morților. Și dacă o să o vedeți, o bătrânică evlavioasă și o să întreba o doamnă, credeți în învierea morților? Care merg, nu știu, în altă parte. Parcă după exterior zici, băi, asta 100% că e creștină, jertfește, aprinde lumânări, dă de pomană, mai dă un leuț acolo, zici, sigur că crede în învierea morților. Știți cine răspund? Cine știe, mai băiete, când nu au mai venit nimic de acolo să-mi spui, azi și sau n-azi și, zic, cum dumneavoastră nu credeți? Zici, nu, dar cine o venit să ne spună? Frați și surori, ăsta e un lucru foarte serios, după care putem să ne verificăm dacă mai suntem în credință, dacă credința noastră e valabilă, și anume, mai crezi tu azi în învierea morților? Și dacă crezi, ce implică asta în viața ta? Te mai ostenești pentru Domnul? Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Acest capitolul 16 este o încheiere a epistolei și am putea să-l împărțim în 3 până la versetul 4, Sfântul Pavel îndeamnă cum am putea noi să ne organizăm să facem bine, să facem o strângere pentru săraci, să ajutăm pe cineva în nevoi. De la 5 până la 12, Sfântul Pavel în acest capitol ne arată planurile lui, cum el și organiza lucrarea Domnului, și anume planurile lui, cum să viziteze frații, cum să-i întărească, și zic ca Dumnezeu să dea înțelepciune la fiecare om care se implică în lucrarea Domnului ca să aibă un plan. Nu pur și simplu slujească Domnul, zici, frate, dar cum slujești Domnul? Ce planuri ai? Dar nu am niciun plan. Dar cum? Cum ai organizat? Da, pe loc o să vedem. Spunea cineva că odată niște olandezi, însoțându-se cu niște frați moldoveni, și întreba, dar ne ducem în sat și ala, ce va urma? Zice, frate, nu știm, că o să vedem pe loc. Și olandezii ce au început să râdă și când întreba cineva, cum o să fie? Zici, pe loc, frate. Numai că era o vorbă moldovenească, tot pe loc, pe loc să răsară busuioc. Mai mult, nu știu dacă se întâmplă că Dumnezeu ne mai ajută și pe loc și ne mai dă har, dar de obicei dacă numai pe loc, numai busuioc poate să răsară mai mult din lucrarea Domnului, nu știu dacă va fi. Și de la versetul 13 închei, încurajează, le dă niște sfaturi, îi încurajează să supună celor care se trudesc pentru Domnul și în final, versetul 19 în jos, ne transmite bisericii niște salutări cu sănătate. Acum aș vrea să le luăm câte un pic pe fiecare și zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea un sfat în seara asta și pentru mine și pentru dumneavoastră. Versetul 1 spune, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor din Galate, bisericilor Galate. Frați și surori, dacă ați observați, Sfântul Pavel avea mai multe rânduieli. Nu erau neapărat niște descoperiri direct de la Dumnezeu, dar era un apostol care rânduie niște lucruri importante în Biserica Domnului, după care se ghideze. Și dacă ați observat, în fiecare adunare sunt diferite practici. Te duci într-o adunare să roagă în genunchi, în altă adunare strângi colecta într-un fel, duminica, în altele strângi colecta și joi și duminică și marți și oricând. Și sunt diferite practici. Zici, păi, dar la noi nu e așa. Zici, dar păi, la noi mi-e drept, știți? Nu totdeauna coincidim în toate rânduielile, dar cât o depinzi de Sfântul Pavel ca apostol, pe unde mergea, dădea niște instrucțiuni, niște reguli după care s-ar putea ghida. Și cât privește capitolul 7, dacă știți, în Corinteni, spune cum am rânduit și fecioarelor, da, să se căsătorească. Avea niște, la toate fecioarele, spunea aceeași rânduială. Zice, uitați-vă, așa, așa, așa. Cu privire la ajutoare, spune Sfântul Pavel, zice, vă sfătuiesc să faceți cum am rânduit și bisericilor din Galatia, și dumneavoastră știți, bisericile din Galatia erau bisericile Iconia, orașul Iconia, Listra, Derbe și Antiohia Pisidiei, care nu este Antiohia mai sus de Israel sau mai sus de Siria, ci este așa un pic mai spre vest, spre nord, așa,
Aceste cetăți, aceste patru cetăți, făceau parte dintr-o regiune a Imperiului Roman care se numea, sau provincie, mi-ai spunea, provincie care se numea Galatia. Ahaia era Atena, probabil alte adunări din partea asta a Greciei se numea provincia Ahaia, era provincia Asiei, care Turcia de azi, așa spre vest un pic, unde erau bisericile din Apocalipsa, dacă vă aduceți aminte, Smirna, Laodicee, Filadelfia, vreo 7 biserici, dacă nu mă greșesc. Deci era, Imperiul Roman era împărțit în niște provincii, niște teritorii care erau mai mari un pic și se numeau provincii, și una dintre acestea era bisericii din Galatia, care le-am pomenit, și Sfântul Pavel zice, cum am rânduit acelor 4-5 biserici care erau acolo, vă spun și vouă că în prima zi a săptămânii fiecare din voi să pună deoparte. Deci așa era rânduiala Sfântului Pavel, ca prin bisericile unde el le planta, unde învăța, unde avea autoritate și influență asupra lor, în prima zi a săptămânii, care era duminică, da? Spune Evanghelia, zice că femeile în prima zi a săptămânii s-au dus la mormânt. Asta era o practică a bisericii primare, în prima zi a săptămânii, să facă o ajutorare. Și dacă să observați, această rânduială și este și la noi, sperăm că ne place ea, ca în fiecare duminică, fiecare ce are, ce o da Domnul, darul, zeciuieli, ce poate, ce pune Domnul pe inimă, să dăruiască ceva în prima zi a săptămânii, deci duminica. Nu numai asta făceau creștinii în prima zi a săptămânii. Vedem în capitolul 20 din Faptele Apostolilor, versetul 7, că în prima zi a săptămânii ei frângeau și pâinea, da? Această practică o aveau, această rânduială. Dar Sfântul Pavel aici, în prima zi a săptămânii, îndeamnă biserica asta ca ei să facă strângere. Și frumos spune primul lucru, prima zi a săptămânii să o faceți, și fiecare să participe. Nu, sigur, după asta spune, ce va putea. Deci particip cu ce pot. Să dea Dumnezeu ca fiecare din noi, duminică, ca fiecare să pună ceva. Doamne, săptămâna asta, duminica asta pot un leu numai. Duminica viitoare, Doamne, voi putea să pun 100, mai celelalte 200, nu știm fiecare cât poate, dar Sfântul Pavel zice, ar fi bine ca în prima zi a săptămânii fiecare să pună cât poate, ce va putea, da? Versetul 2, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Deci Sfântul Pavel, dacă să observați, nu prea îi place să bage în, să zic așa, când vine el pe moment, să zică, hai frațu, hai, probabil că avea un motiv, două, nu știu, e una când faci strângerea de bună voie, nesilit din nimeni, neinfluențat din nimeni, pentru că uneori s-ar putea emoțional să influențezi oamenii, da? Dar când o faci rânduit în fiecare duminică, ușuriel, omul cu adevărat dă cât poate să gândește, cugete la asta. Și probabil că Pavel nu vroia să vină să cumva să lucreze la sentimentele lor și zice, n-aș vrea când vin eu să faci lucrul ăsta. Făceți-l de bună voie după puterea voastră. Și probabil un alt motiv era ca nu cumva să-i forțez un pic, să-i ocărază, voi fraților, chiar de când v-am anunțat eu, nu ați putut nimeni să faceți atâtea săptămâni au trecut, nu ați putut să organizați, ce, acum trebuie să vin eu să vă forțez un pic. Și pe oameni când îi forțez și le bați la buzunar, nu prea le place. Și Sfântul Pavel zice, aș vrea ca voi să faceți lucrul ăsta în prima zi a săptămânii, fiecare, după puterea voastră. Și cum s-o predicat și duminică, Dumnezeu nu se uită la cât dai, ci cum dai. Cum dai. Poți un leu, Doamne, atâta pot, Dumnezeu vede inima, vede puterea ta, nu contează, ci e important ca omul să participe câți?
fiecare. Și nu în zadar spune la venirea Domnului când îi va întreba sau îi va spune Domnul, trece rob bun și credincios sau frate iubit, că când am fost gol m-ai îmbrăcat, când am fost flământ mi-ai dat să mănânc, când am fost bolnav m-ai vizitat în închisoare chiar. Zici, Doamne, când? Că nu ți-mi minte. Păi cum să mai ți-mi minte dacă în fiecare zi a săptămânii particip? Nici nu le mai bagi în seama, automat particip. Nici nu te mai gândești că faci o binefacere foarte mare. Zici, că te-ai obișnuit cu fapta bună, că nu ți mai trece prin cap. Că dacă pui o dată în 3 luni, ți-mi minte, bă, dar eu de 3 ori pe an, ți-mi minte și ziua și ceasul. Probabil te uiți și la minută când ai pus atâția bani, dar dacă participi des, nu mai ții minte când ai participat, cât ai dat, cum ai dat. De aceea ar trebui ca fiecare din noi, după puterea care i-a dat-o Domnul, să participe în prima zi a săptămânii. Să dea Domnul mai mult belșug, să participe și într-a doua zi a săptămânii, și în a treia. Dar dacă ar fi după rânduiala pe care a pus-o Sfântul Pavel, după o regulă frumoasă, care ar trebui fiecare să ne sălim, ar fi ca măcar într-o zi în săptămână să participăm. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Dacă vă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Versetul 3. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe care pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Observați un alt lucru care Sfântul Pavel îl specifică, că aceste ajutoare, acești bani, aceste alimente fie, sau orice alt ajutor, să fie transportat de frați de încredere. Nu specifică că neapărat trebuiau să fie prezbiteri, probabil că erau prezbiteri, nu specifică anumici, dar trebuiau să fie frați de încredere, pentru că banii foarte, de multe ori afectează foarte mulți oameni. S-ar putea uneori să nu... Oamenii mereu au dubii când dau bani, da? Zic, băi, dar eu am dat 100 de lei, dar unde s-o dus ei? Dar păi i-am dat lui fratele cealaltă să-i duc, dar oare au ajuns ei? Și încep oamenii tot felul de gânduri, mai ales dacă ești slab de cuget, începi să te gândești rău. De aceea ar fi bine ca în această relație cu banii să fii oameni din credere, să fii frați spirituali. Nu din zadar, vorbeam odată cu un frate și zic, dacă apostolii când au ales pe cei 7 diaconi, Faptele Apostolilor, capitolul 6, ne este descris, zice, alegeți dintre voi niște bărbați plini de Duhul Sfânt, dar de ce i-o ales? Privirii la ajutoare. Zic, Doamne, eu așa după amiele mă gândesc că ar trebui om plin de Duhul Sfânt, cel care profețește, cel care predică, cel care face o lucrare spirituală, dar se vede că și în lucrarea cu ajutoarele trebuie oameni plini de Duhul Sfânt ca nu cumva să-i afecteze. Chiar și dacă nu-i rămâne lui nică, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt, nu-ți superi cumva, da? Deci e nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt la aduce ajutoare, la împărți ajutoare, pentru că așa vedem din practica apostolului, așa se făcea. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute și să dea har Bisericii Domnului. Așa era rânduit în Corint, așa Sfântul Pavel îndeamnă. Versetul 5 spune, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Nu știu, aici era momentul acela când i s-a descoperit într-o vedenie lui Pavel, zice Biblia, Faptele Apostolului, capitolul 16, că vrea să treacă prin Bitinia, și spune, într-o noapte, într-o vedenie, a apărut un om care a făcut din mântă lui Sfântul Pavel să vină prin Macedonia. Asta era motivul sau nu? Probabil. Și Sfântul Pavel era convins, zice, vreau să vin la voi, dar nu înainte de a trece prin Macedonia. Deci o altă provincie a Imperiului Roman. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi
ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt. Aici un lucru frumos, îmi place cum Sfântul Pavel avea o obișnuință și probabil un obicei, încât când mergea pe la frați, nu vroia să ducă să facă o lucrare rapidă printre biserică, ci avea obiceiul, și dumneavoastră știți foarte bine, că în Efes a stat 2 ani, Faptele Apostolilor, capitolul 19, în Corint a stat 1 an și 6 luni, capitolul 18 din Faptele Apostolilor ne spune acest lucru. Deci, Sfântul Pavel când prindea o ocazie, stătea mai mult timp, pentru că a lucra cu oamenii probabil nu e atât de simplu și a-l ajuta pe un om, a-l ridica, a-l sfătui, a-l îndemna, nu-i destul doar să ții o predică. E frumos când vin frați, ne întăresc, încurajează, e frumos când noi mergem la alții, cântăm, predicăm, se încurajează, se bucură, dar e mult mai efectiv și mult mai frumos când cineva poate să-și ia timp să stea într-o familie mai mult timp, să stea într-o biserică mai mult timp, să ajute, să binecuvânte, să îndemne. Și asta era un obicei și o practică de-a Sfântului Pavel în lucrarea care el o făcea. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți protivnici. Deci, cum am spus, la Efes au stat 2 ani, probabil că ăsta era momentul când o stat perioada aceea, până la cincizecime, și avea 2 motive de ce Sfântul Pavel vroia să rămână mai mult timp. Când i s-a deschis o ușă, versetul 9, mare și largă, și sunt mulți protivnici. Probabil că dacă aș fi fost eu, m-aș fi gândit că o ușă mare și largă e atunci când oamenii ascultă și se bucură. Dar dacă o să citiți Faptele Apostolului, capitolul 19, o să vedeți că mulți îl vorbeau de rău. Predica iudeilor, predica și la alții, și erau numai decât printre oameni că, și probabil evrei care îl vorbeau foarte mult de rău. Erau mulți care îl ascultau, dar erau mulți care îl vorbeau de rău. Și astea sunt 2 motive care l-au făcut pe Sfântul Pavel să rămână în cetatea asta. Eu mi-aș dori ca mereu să am, m-ați fi vorbit de bine, știți cum, și probabil mulți dintre noi. Pe asta vom înțelege mult, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a ajutat, dar când vinem și necazuri, și când ne lovește, și când mai auzi că te vorbești cineva de rău și cineva poate te mai înghimpă, te mai sapă, cineva te zice, Doamne, dar păi ce înseamnă când închizi ușa? La Sfântul Pavel zice, nu, din contra. 2 motive de ce omul trebuie să rămână și să îndrăznească mai departe. 1, că sunt oameni care ascultă, și 2, care nu ascultă. Și îți ia Dumnezeu că atunci când predicăm Evanghelia și mai sare cineva la bătaie și cineva ne se mai bagă, să ne lovească, să înțelegem că asta e încă un motiv de ce noi ar trebui mai departe să predicăm. Că de obicei, acolo unde a fost răscoală, acolo unde au fost oameni care s-au împotrivit din experiența și a fraților și a dumneavoastră și a Sfântului Pavel, de obicei Dumnezeu plănuia în cetatea, în familia aceea sau în satul acela să facă o lucrare frumoasă. Și unii s-au petrecut o răscoală în Tătărăști sau în Geamăna sau în Cărpinei sau nu știu unde, s-au plantat câte o bisericuță. Așa că dumneavoastră, acolo unde slujiți în satele dumneavoastră, gândiți-vă mereu că Sfântul Pavel, când i s-au împotrivit oamenii, el din contra au zis, eu trebuie să rămân aici, eu trebuie să predic mai departe. Când vede că duhurile sunt tarte, diavolul nu-i place și numai decât Dumnezeu ar de făcut o lucrare mare aici. Și zic ca Domnul Iisus Hristos să ne deschidă ușa așa cum lui Pavel a scris mare și largi și totodată când vedem împotrivirii, să le luăm pe amândouă ca încurajare să știm că Dumnezeu vrea să lucreze. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Versetul 10 spune, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, că cel este prins ca și mine la lucru Domnului. Nimeni dar să nu disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine,
pentru că l-aștept cu frații. Dacă ați observat, frați și surori, nu-i prima dată când Sfântul Pavel îndeamnă biserica și din Corint și chiar din Efes, probabil unii era Timotei mai des acolo, că versetul 8, voi mai rămâne totuși în Efes până la 50-mi. Se vede că Sfântul Pavel, când scrie această scrisoare, se afla în biserica din Efes și din Efes îl trimite pe Timotei și îndeamnă biserica să nu-l disprețuiască. Și în epistolele lui Timotei observăm că Sfântul Pavel chiar îi scrie lui Timotei nimeni să nu disprețuiască tinereța. Se vede că era mai timid, era un pic mai fricos, era probabil nu avea îndrăzneala lui Sfântul Pavel, pentru că observăm la 2 Timotei 1 cu 7 și 8, hai să deschidem dacă vreți, 1 Timotei, capitolul 1, 7 și 8, îi spune Sfânta Scriptură, mă scuzați, 2 Timotei, Sfântul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Se vede că Timotei era un pic mai retras, cu toate că Sfântul Pavel zice că el e un tânăr deosebit, un om care foarte mult mă ajută în lucrarea Domnului și foarte mult ajută lucrării Domnului, numai că ce-aș vrea corintenilor când vine la voi să fie fără frică, să nu-l speriați, să nu-l atacați. Eu știu că la voi sunt multe probleme acolo și mulți oameni de toate categoriile. Unii nu cred în viere, alții nu prea pot bati cu picap, alții mai cad în păcat, alții se laudă și zic, dar și-o vine Timotei, eu l-am așteptat pe Apollo, că așa ne scrie în versetul 12, cât pentru fratele Apollo l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum, va veni când va avea înlesnire. Adică mulți l-așteptau pe Apollo și Apollo zice, eu nu mă duc acum, nu știu din ce motiv, probabil zice, ia mai las să duc și alți frați și tot să leagă ei de mine. Așa, în capitolul 1 la 4 ați văzut, erau unii ziceau că eu sunt al lui Pavel, altul eu sunt al lui Chifa, altul eu sunt al lui Apollo. Erau tot felul de frați care le plăceau diferiți predicatori sau diferiți oameni care vesteau Evanghelia. Pavel probabil plăceau că erau mai în vârstă, era mai înțelept, de Apollo era mai înfocat, spune Faptele Apostolilor, și știa bine, era tare în Scripturi. De Chifa îi plăceau probabil că era văzut stâlpul bisericii, îl prețuieu tăți, îl știeu tăți, și Pavel zice, Apollo nu vrea să vie, eu mai rămân aici că am o lucrare mai mare de făcut și am Dumnezeu ne-a deschis ușile, dar vă-l trimit pe Timotei, zice, da, dar el e tânăr, zici, preniță-l, hai, faceți așa că să nu-i fie frică. Și Sfântul Pavel îi îndeamnă, primiți-l bine și nu-l disprețuiți, căci el este ca și mine prins la lucru Domnului, da? Versetul 10. Eu refuzat Apollo, nu știm din ce cauză, dar zice, nu voit să vină cu frații, dar va veni când va avea înlesnire, în limba engleză spune când va avea posibilitate. Probabil că nu a putut, nu avea putere, probabil că nu avea putință, era altceva avea de făcut, dar nu a venit. Frați și surori, ce aș vrea ca noi să observăm în acest text, indiferent cine ne predică, cine ne spune, chiar dacă nu-i ca Apollo, chiar dacă nu-i ca Sfântul Pavel, e ca Timotei, un pic mai timid, un pic mai liniștit, dar dacă îl slujește pe Dumnezeu, face parte dintr-o echipă bună de frați, e un om care vestește Evanghelia, un om care Dumnezeu îl folosește,
Zic ca Dumnezeu să ne ajute să-i prețuim, să-i primim, așa cum pe alți frați, și să fim foarte atenți la mesajul, la cuvântul lor, și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Versetul 13 îndeamnă: vegheați, fiți tari, în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Cu atâtea probleme care le aveau ei, avea nevoie ca cineva să-i întărească, cineva să-i susțină, și Sfântul Pavel îi îndeamnă ca să margă înainte, să ridice, să fie puternici. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Știți dumneavoastră, în privința darurilor, la dânși era un pic dezordine, fiecare, dacă Dumnezeu le-a dat un dar, de multe ori le folosă în mod greșit, și Sfântul Pavel zice: voi ar trebui să le folosiți nu pentru voi, ci pentru biserică, și nu să vă lăudați cu ele, ci să zidiți biserica. Și zice: tot ce faci, tot ce faci, profețești, vorbești, îndemni, predici, vorbești în limbi, ai vedenii, Dumnezeu te folosește într-un fel sau altul, că faci o binefacere, cum am citit la începutul acestui capitol, să faci cu dragoste. Și el frumos descrie acest lucru în capitolul 13 din Corinteni. Încă un îndemn: fraților, cunoașteți casa lui Ștefana, știți că ea este cel de întâi rod al Ahaiei și că s-a pus în tot în slujba sfinților. Ce frumos această familie, această casă, care o numește casa lui Ștefana, e frumos o pus în tot în slujba sfinților. Spune Biblia, spune Sfântul Pavel, e prima casă care în această provincie Ahaia, unde era Atena, Corint, e prima casă în care Dumnezeu a folosit și s-au venit oameni la Domnul. Probabil e prima familie care s-a întors la Domnul și probabil era cea mai dedicată, pentru că spune Sfântul Pavel, zice, s-a pus în slujba sfinților. Frații mei, Domnul Iisus să ne ajute și pe noi, cine are casă, masă, să poată să se pună la dispoziția Domnului cu tot ce are. Fiți și voi supuși unui astfel de oameni, și fiecare care ajută la lucru și se ostenește. Uneori, poate, dacă nu putem face nimic și nu putem ajuta cu nimic, măcar să nu încurcăm. Cam asta Sfântul Pavel ne spune în versetul 16. Dacă nu poți, ești la distanță, dacă nu ai un dar specific, dacă nu ai ceva care să poți pune mâna și tu, să spunem, că sunt mulți creștini care zic: Doamne, eu nu pot. Sfântul Pavel zice: măcar supuneți-vă la oamenii care pot face ceva și care îți dedicați Domnul. Sau cu alte cuvinte, măcar nu încurcați, ci fiți ascultători. Asta Sfântul Pavel îndeamnă biserica din Corint, prețuiască această familie. Și se vede că această familie sau acest bărbat împreună cu Fortunat și Ahaic, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru, și să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Vede că în timp ce Pavel scria, în timp ce era la Efes, au venit acești oameni acolo și le-au povestit sau i-a povestit Sfântului Pavel ce se întâmplă în Corint, ce se mai aude, cum s-o mai regulat sau probabil se regulează, sau ce mai fac frații, cum se dedică. Și zice, mi-au răcorit acești trei oameni când au venit și mi-au povestit despre voi, despre credința voastră. Mi-au răcorit Duhul, adică s-au liniștit. Au auzit niște vești probabil frumoase, bune, din partea bisericii. Și spuneți dumneavoastră, când aud frații despre o biserică, că o duce bine, se jertfește, ajută, să ascultători supun, nu se bucură orice frate de unde nu ar fi, când auzi când cărpinenii e bine, când auzi când geamăna e bine, frații numai să uiți, zic, slava Domnului că Dumnezeu lucrează și vă ajută și noi ne bucurăm împreună cu voi. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Asta era lucrarea Sfântului Pavel, asta era viziunea lui, așa se organiza lucrarea lui, aștepta mereu frați, și trimitea frați. Avea, cu alte cuvinte, avea o echipă de slujire. Dacă să observați în Biblie,
foarte rar era singur. Numai atunci probabil era singur când l-a arestat și a cerut să fie judecat de Cezar. În rest, căuta în lucrarea lui să implice cu mai mulți frați. Și când făcea o plecare într-o biserică în alta, mereu vedem prin Scripturi că ba l-avea pe Luca, ba l-avea pe Timotei, ba l-avea pe Tihic, în Efeseni spune că l-o trămăs. Avea mereu frați în echipă și când mergea undeva se ducea în echipă. Dacă o să știți Faptele Apostolilor, o să observați, asta era felul lui Pavel de a sluji. Nu știu care erau motivațiile, dar simplu stau și mă gândesc că de multe ori în lucrarea Domnului poți să fii lovit, poți să fii bătut chiar. Și nu numai odată s-a întâmplat. Zice că l-a prins, l-a bătut, o crezut că e mort, dar s-au îngrămădit ucenicii împrejurul lui, s-au rugat, s-au sculat și mai departe, fuga. Fie că puteți mai rămâi, fie că nu, dar mereu avea susținere. Și atunci când era slab, cineva îl ridica, atunci când lua bătaie, îl ajutau frații, atunci când ducea lipsă, mai vine câte un tit, fie din Corint, fie din altă parte, din Galatia sau din Filip, din biserica Filipeni, și îi aduce câte un ajutor, să încuraja și merge mai departe în lucrarea Domnului. Zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare care slujim lui Dumnezeu și ne implicăm în lucrarea Domnului, ca cât mai mult să fim împreună cu cineva. Mai rar să mergem singuri, pentru că nu știm ce poate să se întâmple. Asta era strategia lui Pavel, asta era slujba, cum o făcea el și cu ce frați o făcea. Și zic ca Domnul Iisus ne dea înțelepciune la toți frații care ne implicăm în lucrarea Domnului. Ultimul pasaj din Scriptură, Sfântul Pavel îi îndeamnă pe, și transmite niște salutări și zice din Asia, aici probabil se referă biserica din Efes, unde era el, cum am spus în versetul 8, care se afla în provincia Asia, și le trimite salutări, zice, și Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate. Urări de sănătate sunt scrise cu însuși mâna mea, Pavel. Versetul 20 ne specifică un lucru frumos, zice, transmiteți sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. De obicei oamenii azi nu se îmbolnăvească, dar în biserica primară sărutarea era transmisă într-un semn de sănătate. Sărutarea e expresia dragostei, a unității. Asta simboliza sărutarea. Spune Evanghelia că o femeie a sărutat picioarele Domnului Iisus Hristos. Era ceva frumos, o lucrare frumoasă în care și în biserica primară se practica o sărutare. Aduc aminte când am fost în Suedia, le-am povestit la suedești că la noi în adunare sărută, eu început să râd. Deci cum sărut? Și zici că și pe surorile sărutați. Zic, nu, nu. Toate că de la început vedem că pe Iisus i-a sărutat picioarele o femeie. Vă dați seama să fie astăzi, să vedem noi că o femeie sărută un frate. E obraz, mă refer. Nu? Zici, Doamne, și asta, înapoi e mea. Dar înainte nu era o practică stranie și chiar și în biserica primară se sărutau și se transmiteau. Nu știu dacă, probabil frați cu fraților, nu știu, dar sărutarea era un simbol a dragostei, un simbol a unității și prin sărutare se transmite și sănătate. Transmiteți sănătate cu sărutare. Nu știu ce efect are, dar zic ca Dumnezeu să ne ajute și atunci când putem să transmitem o sărutare sfântă, atunci când ne vedem, nu ne-am văzut o săptămână, o lună, să nu ne temem, ci Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Dragostea, spune Sfântul Pavel, ultimul verset, a mea este cu voi, cu toți în Hristos Iisus. Iubea Sfântul Pavel pe frați foarte mult. Mult o vorbit despre dragoste și o practicat-o
și i-a iubit pe oameni. I-a iubit până într-atâta că s-a înfrânat de la multe lucruri. Și s-a înfrânat nu că nu avea nevoie de ele, cum am citit în capitolul 8 și 9 Corinteni, s-a înfrânat pentru că iubea pe oameni și îi iubea pe frați. Îi iubești de dragul lor, de dragul că să mai câștigi un om, să-i câștigi pe frați, pe toți. Le transmite dragoste și arăta dragoste. Așa se încheie epistola către Corinteni. Cred că mai frumos cuvânt de încheiere nu se putea la Corinteni, de obicei poți să iubești pe oameni și biserici unde e tot bine, dar pe frați care mai au probleme și mai au necazuri și mai este haos și mai ceartă și mai... Cred că mai frumos și mai potrivit cuvânt să încheie acest mesaj, această epistolă, decât eu vă iubesc noi. Și zic ca Dumnezeu, acolo unde e greu și acolo unde zic, Doamne, numai nu pe fratele ăsta pot să-l iubesc, tăman să-i închei mesajul sau cuvântarea către el sau fapta mea către el și ei mereu cu dragoste. Să nu iubiți pe cei care n-au nevoie, ci să iubiți și cei care cu adevărat au nevoie. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Slavă Domnului, mulțumim de încurajare. În versetul 15 spune așa, cunoașteți casa lui Stefana, știți că ea este cel de întâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Mă gândeam la persoanele de felul acesta, sunt persoane care poate că sunt cele care se implică la început în lucrare. Mă uitam în unele localități unde mergem și predicăm Evanghelia. Am mers, am predicat Evanghelia pe străzi, avem de gând să facem evangelizare cu box. Ei, dar nu avem nici un cunoscut, nici o rudă, nici un prieten pe acolo prin satul respectiv. Mergem cu frață, predicăm, vorbim, dăm broșuri, vorbim despre Domnul. Și tot căutam unde să predicăm Evanghelia. Și o femeie zice, dacă nu aveți unde, veniți la mine în ogradă. Ne-am dus în ogradă la dâns, am pus box, am predicat și asta. Nu a fost numai într-un sat. Am vestit Evanghelia. Am o cei care vin la Domnul și spocăiesc. Ei spocăiesc, noi le zicem, Domnul îți va binecuvânteze, ne ducem. Dar altă dată mai veniți, venim. Dar unde să venim? Poate ne adunăm pe stadion undeva sau la intrare în sat, la oprire, fratele Marin, într-un timp tot noi ne ducem la Codreanca, el rămâne la o stație acolo, într-un sat, vestea Evanghelia. Așa e la început. Și până când este cineva care zice, veniți la mine, și dacă veniți la mine, asta înseamnă că să așeze pe scaune, să rup scaunele, vine câte un copil, trage de perdele, să rup perdelele, să rup țolurile, fratele Vitale, când scuturam țolurile, undeva acolo, să rup eu țolurile. Așa e, gata, să putrezește, să fărâmă, să stric, dar te pui în la dispoziția Domnului. Și uitați, frați, surori, noi acum suntem în casă de rugăciuni. Pentru cineva, așa, o clădire asta e un lux mare, nu? Dar a fost cineva care la început, când a pornit să zidească casa asta, ei au pus un efort deosebit de mare, așa-i? Și poate unii dintre dânși chiar s-au plecat și la Domnul, sau poate alții s-au dus în altă localitate, în altă țară să locuiască. Ei, dar aici s-au depus un efort nespus de mare ca să se adune credincioșii și să vestească Evanghelia. Este bine când noi orice ce facem, să facem din toată inima și ca pentru Domnul. Și dacă ne uităm la început, în capitolul ăsta vorbește Apostolul Pavel despre strângerea de ajutoare care trebuiau dusă la Ierusalim. Am tras atenția, citind capitolul ăsta, Apostolul Pavel face referire la Biserica Galatiei. Și zic, măi, ia dă să mai recitesc o dată tot epistola asta către Galateni. Și am observat acolo că Apostolul Pavel cu
apostolii au avut foarte puțin timp de părtășie. Dacă deschideți, poftim epistola către Galateni. Așa. Capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa: după 3 ani m-am suit la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Apostolul Pavel 15 zile a fost în mijlocul apostolilor și apoi s-a dus. După care, capitolul 2 urmează, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. După 14 ani, iarăși s-a suit odată la Ierusalim și acolo nu este descris mult lucru decât este descris că el s-a dus și a lăsat ajutoarele care trebuiau lăsate și repede s-a întors înapoi. Dar ce m-a remarcat mult în viața apostolului Pavel este că el pe unde nu merge, el învăța pe oameni ca să se țină de rânduielile apostolilor și lucrurile care le învățau apostolii. Faptele apostolilor, capitolul 16, versetul 4. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Înțelegeți ideea care o spun? Pavel, fiind puțin timp împreună cu apostolii, el vorbea: cei ce trebuie să faceți voi, cei din Corint, cei din Galatia, este ca toți să păziți hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Aici m-a dus la ideea mișcării bisericii centralizată. Știți, când fiecare membru este membru aparte. Înțelegeți ce spun? E membru, dar e membru aparte. El vine în biserică, s-a așezat, o ascultat, s-a dus. A venit, a spus o poezie și s-a dus. A venit, a spus un îndemn, o predică chiar poate, o cântare, ceva, s-a dus. N-are nici o părtășie și nici o legătură cu nimeni. El pur și simplu vine într-o mega biserică, unde se pierde în mulțimea care este acolo, a venit prezent, dacă a avut cu ce să slujească, a slujit și s-a dus. Nu este. Ei, apostolul Pavel este cel care vrea într-atâta să-i unească pe credincioși, ca ei să înțeleagă că ei sunt un organism bine închegat. Și dacă ne uităm la organismul nostru, nu poate niciun membru să funcționeze aparte. Totul are funcție primită de la creier. Și apostolul Pavel vorbește despre rânduielile care le-au pus în toate bisericile, ca ei să funcționeze în unitate. Și apoi spune aici: cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua de întâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Și apoi spune dacă va putea să meargă chiar însăși el. Eu mă gândeam, uite, dacă fiecare membru în privința strângerilor de ajutoare simte că asta e o lucrare unică, e o lucrare de familie, el e parte la lucrarea asta. Și ca să mă înțelegeți, iarăși voi face un exemplu despre un frate care spune acasă: a observat că ardeau luminile peste tot și tot le stângeam, măi, mai stângeți, că costă mult și tot el trebuie să lucreze și tot să achite lumină, costa mult. S-a dus la muncă la un fișor de-a lui și acolo ardeau un beculeț, așa, mai slăbuț.
Andreea, măi, dar și nu pui un bec așa mai puternic? E cam slăbuță lunina aici la tine. Ei, trebuie să plătesc. Cum? Aici trebuie să plătești, dar acasă nu trebuie să plătești. Acasă nu tot folosim. Înțelegeți ideea? Când e vorba de mine personal, economisesc. Dar când e vorba de ceva comun, cheltui la maxim posibil cum se poate să mă folosesc mai așa, în desfătare. Apostolul Pavel spune că dacă noi suntem un organism, atunci nu suntem doar cei care folosim, ci suntem cei care ne implicăm. Și implicarea noastră trebuie să fie de felul rânduit, ierarhic. Mă mai gândim la lucrul ăsta. Uitați, noi ca frați, surori, mergem, predicăm Evanghelia, plantăm biserici în diferite localități. Și vine vremea, vrem acolo ceva să facem. Avem nevoie cheltuieli de transport. S-ar putea întâmpla biserica locală să nu poată suporta cheltuielile de transport. S-ar putea ca acolo să fie cheltuieli de alt ordin, de ajutorare. Sunt oameni sărmani, e iarnă, îngheață, de frig și nu poți să stai nepăsător. Dar nici bani nu ai. Ce să faci? Ei, când totul este pus așa în rânduială, se găsește de unde de acoperit aceste cheltuieli. Și dacă vine vremea că trebuie să facem chiar și o casă de rugăciune. Spuneam frață din Brazilia, ei acolo au o casă de rugăciuni pusă la pachet. Tătă-i la pachet. Deci undeva se plantează o biserică și este nevoie de casă de rugăciune. O zis că este tăt până la orice mărunțuș, obiect sanitar, tăt este acolo, pus la pachet. Ei, când totul se face centralizat, atunci îi ușor. Noi am fost cu frații în misiuni, în Molovata veche, Molovata nouă, și nouă ne era ușor când știem că sunt fras la Chișinău, știți așa. Apelam, dădem un sunet, ceva ușor, repede să hotărea. De aceea Apostolul Pavel vorbește de rânduiala care se face local și apoi în structura în care sunt ei. Noi suntem în Republica Moldova, în Uniunea Bisericilor, care luăm parte, membri în această Uniune. Se organizează diferite slujiri, diferite conferințe, chiar vineri, sâmbătă, duminică, aici în Casa de Rugăciune, va fi o conferință pentru învățătorii de școală duminicală, la nivel național. Ei, și e ușor când tot e centralizat. S-o organizat centralizat, vin oamenii centralizat, este nevoie de slujiri, de ajutorare, tot centralizat e mult, mult mai ușor. De aceea zicem ca Domnul să ne binecuvânteze, ca noi să luăm parte în ceea ce este bine și cum spunea odată cineva, cel care vrea să facă un bine, caută prilejuri. Dar cel care nu vrea, caută scuză. Domnul să ne ferească de aceste lucruri și când suntem aproape unii de alții, ne remarcă într-un mod deosebit. Aici Apostolul Pavel a amintit anumite nume de persoane. Înseamnă că persoanele astea erau mai deosebite în predispunerea lor de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut odată cum un frate a folosit o expresie și el o zice un cuvânt în limba rusă. Zice că Dumnezeu caută oameni care în slujba lui să fie, cu cuvântul rus a spus, податливый, adică să dorească să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu face lucrarea aceasta mai bine cu cei care se pun la dispoziția lui. Poate să nu fie oameni cu capacități tare mari deosebite, dar să aibă dorința aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu. Și invers, au fost oameni care au fost cu capacități deosebite. Și chiar dăună îți povestea un frate despre o altă persoană care s-a dus într-un sat
făcea evanghelizare, veneau mulți oameni la evanghelizare, slujea într-un fel foarte bine. Ei, da, a fost un caz că s-a dus la slujirea asta de evanghelizare odată cu mașina lui. Și era glod, erau niște oameni făcut din mână, din satul cealaltă, să iei, el i-a recunoscut, s-a oprit și zice, mă scuzați, dar n-ați pot să vă iau, că dacă ați vă iau în mașină, a să murdăriți mașina. Și fratele episcop îi lămurește, băi, cum tu poți să faci așa ceva? Asta tu ai stricat tot ce ai zidit până amu. Oamenii care au nevoie de mântuire, poate trebuie cumva după ei să mai iei șot ca aspiratorul, să mai curăți mașina și câștigai pe cineva. Deci aia, Domnul să ne binecuvânteze ca noi să lucrăm, să ne jertfim și numele noastre, nu de Apostolul Pavel va fi scris în Evanghelie, dar numele noastre vor fi scrise acolo sus în ceruri. Domnul să ne binecuvânteze la asta. Dacă sunt cauze deosebite, frați, surori, spuneți ca să ne rugăm.